Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Aici am o mașină de cusut Eliana din 1969, dacă bine mi-aduc aminte. Am mai făcut un filmuleț anul trecut când am primit-o ca să ne convingem că funcționează. Și așa mi s-a și spus că funcționează, merge foarte bine. Nu umblat, deci nu s-a folosit de ani de zile înainte să o primesc eu, deci nu a fost folosită de mult timp. Și astăzi m-am hotărât să o pregătesc pentru cusut. Deci să o curăț, să o ung, acum cât mă pricep eu. Deci eu nu mă pricep foarte bine, nu sunt croitoreasă. Nu mă pricep foarte bine, vreau să vă arăt cu drum și această artă cusută în cruce în 1977 a fost cusută. Bun, dar vreau să mă opresc la mașina de cusut, care am să o curăț, am să o ung cu ulei special pentru mașina de cusut și am să o pregătesc pentru utilizare. Și ca să vedeți cum am făcut eu, după cum am văzut și eu și cât cunosc, să fiți cu mine până o pregătesc. Bun, pentru moment am reușit să fixez telefonul și să îmi pregătesc mașina de cusut. Ia să vedem. Vreau să-l curăț un pic, că n-am umblat de mult la el. Și vreau să cos ceva la mașină. Ia să vedem noi. Așa. Bun. Bun, ia să vedem noi. Aici arată destul de bine. Ia să vedem cum reușesc eu să îl ridic de aici. Trebuie să am o cheie cu care trebuie să prind. Am curent de schimb aici. Și multe altele. N-am umblat de mult pe aici. Dar merită să întrețin un pic mașina asta de cusut, îmi place foarte mult. Bun, și aici trebuie să fie o cheiță. Dacă bine știu eu, cred că asta e. Pare bine. Iau eu asta de aici, da, e bine. Așa. Asta pot să o adaug aici, să am masa mai mare. Și cu cheița asta, uitați. Cred că s-a focalizat. E bun și de închis la sertare, dacă am ceva de să nu umble copii acolo, se poate închide. Bun, dar la noi nu-i cazul. Copiii nu s-au atentat să umble la lucrurile astea. Wow, ce mici sunt acele astea de gămălie. N-am mai văzut așa ceva. Bun, o să vă arăt și voi imediat. Acum ar să reușesc să ridic mașina de cusut. N-am lucrat la ea, doar când am primit-o atunci v-am arătat mașina de cusut. Și aici trebuie curățat foarte bine. Deci eu n-am curățat, n-am umblat deloc la ea de când am primit-o. Și acum asta vreau să fac.
să o curăț. Prima dată vreau să o curăț. Atunci doar v-am arătat că este funcțională. Oare de ce nu pot să o pun asta aici? Ia să vedem. Ah, cred că nu era bine fixată. Asta ceva joacă aici, trebuie strânse niște șuruburi. Ia să vedem dacă am o șurubelniță. Parcă am văzut că am o șurubelniță aici. Așa mi s-a părut, dar acum poate că nu e chiar așa. Da, de fapt nu am. Dar mă duc să-mi aduc o șurubelniță. Am tot fel de chestii aici care chiar nu știu la ce m-ar ajuta. Asta e o ștampilă, dar nu știu ce spune. Sunt curioasă, o să verific asta. Mi s-a părut o piesă interesantă de aici. Bun. O să aduc o șurubelniță. Și oare de ce aș mai avea nevoie de o cârpă de curățat, am pensulă și uleiul de mașină. Bun, mi-am adus șurubelniță să pot să strâng șuruburile astea. Mașina este foarte... Deci de când am primit-o, n-am umblat la ea, nu am avut timp. Acum, fiind foarte frig afară, am să încerc să o curăț. E ulei pentru mașină de cusut. Arată aici. Dacă vedeți, este și mașina de cusut pe ea. Să vedem ce mai este aici. Bicicletă, forfecă. Am și o pensulă. Și o cârpă și am să mă apuc să o curăț. Nu știu exact unde să-mi poziționez telefonul. Sper că e bine aici, să putem și vorbi. Așa, s-o strâng niște șuruburi aici. Cred că ar trebui înlocuite un pic șuruburile alea, că parcă nu țin, dar oricum, de moment, poate că țin mai bine. Deci la mașina asta de cusut nu a cusut nimeni de câțiva ani buni. Și atunci trebuie un pic o atenție un pic mai mare. Sper că am să pot să eu acord. Așa. Bun, parcă e mai bine un pic. Acum toate ațele astea ar trebui să le scot de aici. Și așa, e foarte multă rață asta. Cred că am să o arunc sau e și foarte... Cred că nu e mai bună ața asta. Deci dacă se rupe așa ușor, se poate arunca ața, nu-i mai bună. Deci o să o arunc. Aici sunt, este o cârpă care a fost ținută aici. Probabil o să recuperez doar acele de pe ea. Nu. Bun. Ace, ace de gămălie, ace de la mașina de cusut. Astea o să le transfer în altă parte.
Așa. Și cărpa asta e plină de praf. Probabil o să renunț la ea. Dar deocamdată am să o pun aici. Asta se aruncă. Trimis accesoriile de curățat și șurubelnița să o duc la loc. Să vedem, am luat un marker. Oare unde am pus markerul? Ecoficat jos. Chiar nu știu. Aha, am găsit-o. Am găsit-o. Parcă scrie Cluj-Napoca, dar nu e foarte clar. Și atunci vreau să văd dacă e bine ceea ce văd. Da. Ia să vedem. Aici sunt, dragul meu. Cluj-Napoca. Așa. Bun. Am verificat și ștampila. Știm că scrie Cluj-Napoca. Bun. Era foarte important. Eram curios să vedem ce scrie pe ștampila asta. O să o pun la loc și să începem să o curățăm. Asta. Wow, ce mizerie e aici. Cu pensula, cred că pot să o curăț. Deci vă spun că nu o umbla nimeni la mașina asta de cusut de ani de zile. Asta nu știu, știu că se ridică și asta, dar nu știu exact cum. Deci chiar nu știu. Am primit comentariu că nu le place ce cum e grijită mașina. Păi nu e grijită, adică nu e grijită, ar fi grijită dacă ar fi lucrat cineva la ea, dar nu o lucra nimeni la ea și atunci oarecum îi s-o murdări de mai mult de stat. Cablu de curent nu am la ea pentru becul care ar trebui să fie aici. Deci nu am cablu. Așa l-am primit. Și am să încerc să-l curăț cât pot eu de bine. Și să vedem dacă reușesc să-i dau de capăt. Așa. Bun. Bun, am curățat cât de cât am putut, nu mă pricep eu foarte bine. Mașina este din 1969, făcut de Cugir. Acum am curățat-o cât m-am priceput eu. De bine, mai urmează să îl curăț acolo de desubt. Dar n-am vrut să vă arăt eu tot procedeul ca să nu vă stresez, de ce am și pus pe rapid și să
Fie cât de cât ok, o să pun suveica imediat la loc. După ce vreau să ung și acolo. Deci acesta este uleiul. Și să pun un pic și aici. Așa. Bun, aici ar mai trebui să pun undeva, da, aici. Așa. Nu mult. Bun. Am să pun cureaua. Bun, să-i pun cureaua. Așa. Se pune foarte ușor. Bun. Ia să curăț un pic și aici jos. O să intru eu cu deamănuntul cu altă ocazie. Doar acum am curățat-o, pot să zic că 80%, dar pentru că nu mă pricep eu foarte bine. Deci am făcut doar ce m-am gândit eu, dar o să-mi iau niște informații de pe YouTube, că acum se găsesc acolo toate informațiile. Bun, am fixat și astea că nu stăteau foarte bine, deci am reușit de le-am desfăcut și le-am făcut la loc exact cum trebuie. Dar înainte să pun și aici câteva picături de ulei. Așa. Să-mi pun un scaun aici. Și ia să vedem. De ce mi-a sărit mie cureaua de la loc? Chiar nu știu. Da, să încerc să o pun apoi. Cred că n-am pus-o bine, că altfel nu mi-explic. Că, na, mai greșim și noi. Cred că este bine. Este aici o manetă și nu știu ce ni-i băgată cureaua prin ea. Dar acum da, se pare că am uns peste tot. Poate că aici a mai trebuit pus. Oare cum îți arată pe unde trebuie să pui? Și pe acolo. Bun. Asta e uleiul. Și acum să vedem ce mai curățăm pe aici vizibil. Că pe din afară nu prea am curățat-o acum. Așa. O să o lustruiesc eu odată foarte, foarte bine. Dar poate totuși nu acum. Așa. O perioadă s-a lucrat foarte mult la ea.
Deci, o perioadă s-a lucrat foarte mult la această mașină de cusut, merita grijită și întreținută. Deci, nu am de gând, dacă mă întreabă cineva, să o dau, poate că totuși nu aș da-o. Pentru că mie îmi place să mai cos. Așa. Asta e pasul, cred că. Nu știu, încă nu mă pricep eu foarte bine la ea. Nu prea am cusut la ea, doar am verificat-o dacă merge. Și știu că merge pentru că este verificată. Am văzut mult mai întreținute mașini de cusut decât asta. Dar probabil că s-a și cusut la ea în ultimii ani. De asta, după cum am spus, nu s-a cusut la ea de ani de zile. Deci de ani de zile nu a fost folosită. Eu am de un an de zile. Am făcut un filmuleț când am primit-o și cum am verificat-o dacă funcționează. Și pentru că nu am avut timp să lucrez la ea, am și una electrică, probabil că pe aia o să o folosesc mai mult. Nici aia nu-i 96, e tot de generație veche, din Germania îi adusă. Mi-a dat unul dintre copii. Și funcționează și aia. Bun, asta mi-e dragă că e de la mătușa mea. Și după cum v-am mai spus, mie îmi plac lucrurile vechi. Și nici nu trebuie curent ca să o folosesc. Asta oare se poate deschide aici? Logic, da. Dar cum nici asta nu a fost, am lucrat pe dedesubt și nu. Nu poate prea mult am scos-o. Toate umblă foarte greu la ea, dar o să încerc să lucrez mai mult la să o folosesc mai des ca să opa. Asta cum e și asta e foarte slabă, am să duc o altă ață. Ia să vedem noi ce ațe avem. Sau de drujba afară cum lucrează soțul meu, ce ață să poare albă bună deocamdată. Ia să vedem asta în ce stadiu e. Asta e într-un stadiu foarte bun. Deci se așează așa, se văd și îți spune oarecum această piesă cum se. Așa. Tragem ața un pic și o introducem aici la locul ei. E foarte simplu. Și să aduc acum ața și aici sus. Tot ața albă, ia să vedem. Așa. Și acum să vedem dacă reușim să băgăm. Să o închid aici. Bun. Am pus. Așa.
Și nu mai știu acum exact cum erau băgate ațele pe aici. Așa, așa, așa. Băgat pe aici. Bun. Pe aici. Așa, să vedem cum vine asta rău, văd aici. Așa. Nu-i bine. Logica mea, de fapt, îmi zice că e bine. Dar pot să și greșesc. Urmează să vedem, pentru că dacă nu-i băgată bine ața, nu funcționează cum trebuie. Deci asta trebuie să știm, că nu funcționează cum trebuie dacă nu este băgată bine ața. Așa. A, ceva nu-mi dă mie bine aici. Bun. Nu-i bine ața. Nu-i bine, nu-i bine ața. Deci. Așa. Nu. Parcă era pe aici. M-am gândit eu că o să uit. Pe aici. Și vinea. Pe aici. Trebuie să învățăm. Nu ne-am adus forfeca. Așa. Așa. Pe aici. Așa. Așa. Pe aici. Ceva, așa, bun. Mi s-a stins și lumina asta de aici. Așa, bun. Cred că e bine. Bun, să-mi aduc și o forfecă. Bun, am adus și o forfecă. Să fac ața în ac, să văd dacă mă descurc cu ochii mei. Da, m-am descurcat. Și acum să vedem dacă îmi trage ața sus. Da. Deci până acum totul e perfect. Urmează să vedem dacă am băgat bine ața. Pentru că asta contează foarte mult. Ia să vedem noi. Încerc să bag ața prin altă parte. Așa nu a fost bine. Ia să vedem noi și mă duc pe unde știu eu. M-am gândit atunci că așa a fost. Dar poate nu am știut eu bine că așa e. Așa. Arcul ăsta nu știu exact ce rol are, dar greu o bag pe după ea, așa. Aici știu că a fost băgat și în sus. Mi se stinge lanterna de aici. Așa, și în sus era. Și în jos. Dacă bine mi-aduc eu aminte. Dar acum pot să greșesc. Deci să se știe dacă nu-i băgată bine
Ața, cred că mi-e descărcat. De a nu funcționează, da? Poate vedeți voi aici ceva. Ceva nu-i bine. Așa, pe aici trebuie. Așa. Bun. Acum să tăiem iar așa. Greu cu băgatul ața. Deci lumina nu mi-e chiar suficientă, dar ne descurcăm. Bun. Acum să vedem dacă merge. Bun, ia să vedem. Așa. Ia să vedem noi ce am făcut. Bun, ia să vedem noi ce am făcut. Bun. A mers super, super bine. Wow, ce mărunt am cusut. Excelent, excelent. Wow. Deci, îi ce trebuie să am aici niște numere. Da, văd că nu se văd foarte bine. Așa, 1, 2, 3. 3 jumate, 4. Hai să mergem pe 4, să vedem cum merge pe 4. Așa e. Așa. Ia să vedem cum merge pe 4. Așa. Opa, mi-a ieșit ața din ac. N-am fost atentă. V-am spus că nu mă pricep foarte bine și acum asta vă rog să mă înțelegeți. Ceva nu fac eu bine aici. Nu știu ce, dar ceva nu fac eu bine acolo. Așa. Ceva nu fac eu bine. Da, o să mă învăț și cu aia. Așa. Deci trebuie să dau de aici. Bun, bun. Nu a fost așa de greu, numai până dibuiesc. Așa, să bag ațanac. Deci această operațiune nu este foarte ușoară pentru mine. Așa, cred că am nimerit-o. A, credeam numai, da. Nu chiar. Să vedem unde-i. O
O să am o altă lumină data viitoare. Și atunci, acum doar mă rezum să vă arăt că funcționează. Dar văd că nu reușesc să bag ațanac. Până acum a mers foarte bine. Și acum dau rateuri. Nu e nimic ca. Nu ne lăsăm bătuți. Asta e important, tăi. Să nu ne lăsăm bătuți. Uitați. Am reușit. Bun. Acum să vedem ce am făcut. Așa. Opa. Bun. E prea mare pasul pe 4. Hai să mergem pe 2, poate că pe viitor, poate că pe 2 mi-ar trebui. Opa. Așa. Da, îmi place, îmi place, merge foarte bine. Merge foarte bine, super bine merge. Și am cusut pe toate numerele. Acolo m-am precipitat eu, dar merge, merge. Încă trebuie să o cunosc mai bine și funcționează. Îmi place. Așa, întoarcem materialul. Așa. Merge singur materialul. Ați. Și sună. Hai, ce mult îmi place cum sună. Mașina foarte bine sună. Foarte bine sună. Foarte bine sună. Trebuie să-mi rezolv problema cu lumina. Să vedem, să vă pot arăta cum a cusut? Da. Da, se vede bine. E unsă mașina și aptă pentru a fi folosită. Acum o să trebuiască să folosesc ceva soluții ca să mi-ar place să lucească un pic. Dar nu știu exact ce să folosesc. Asta am să desfac de aici pentru că nu e bunața, e foarte slabă, nu a fost folosită de mult timp și nu e ceea ce trebuie. Și o să-mi caut eu acum că mă duc în Franța de astea de metal. N-am numai două de metal, restul toate sunt de plastic, dar mi-ar place să am de metal. Deci, vedeți, aia ața foarte, foarte slabă, deci nu merită să mă chinui cu ea. Și am să o desfac și am să pun altă ață. Bun. Să vedem dacă ne descurcăm și să punem ața pe aceasta. Ia să vedem. Așa. Așa. Ridic aici.
Hai să o pun așa. Și asta o bag aici. Bun, aici trebuie să... Bun, hai să vedem. Bun. Da, mă descurc. Da, uite și de acolo, n-am știut ce s-a întâmplat. Ia să vedem. Da, e plină. Ei, e ce trebuie. Uitați. Ia să vedem dacă pot să o pun înapoi. Că o ieși de aici. Așa. Ia să vedem. Nu-i bine. O să o pun invers. Așa. Iar s-a desfăcut de aici, dar nu știu de ce. Ceva încă nu știu eu foarte bine, dar nu-i bai, că ne învățăm, ne învățăm. Dar cert e că funcționează și am reușit să umplu. Și acum aici, ca să merem invers. Nu. Așa, bun. Am dat aici înapoi. Așa. Bun. Și am să pun asta de fier înapoi, că parcă îmi convine mai mult. Bun. Deci am să pun asta de fier aici. Așa, pot să umblu și pe aici, pe dedesubt la el. Am să scot ața asta. Am să o pun și astea vreau să le folosesc la acea mașinuță mică manuală de care v-am arătat și am făcut filmuleț. Așa. Așa. Am să bag asta la locul ei. Oarecum nu trebuie văzut acolo nimica, pentru că inevitabil intră la locul ei fără să vă forțați foarte tare. Și acum, opa, așa, și am și scos ața, uitați. Am două ațe, exact cum trebuie. Bun, deci funcționează, e pregătit pentru cusut. Acum, ce să vă arăt? Vreau să vă arăt niște ace micuțe de gămălie. Uitați ce micuțe sunt. Dacă se văd, sunt foarte, foarte mici. N-am mai văzut, nu știu la ce o să le folosesc, dar sunt foarte micuțe. Să vă arăt un ac de gămălie normală. Numai un pic. Așa, opa. Uitați, una normală. Și uitați ce micuță e. Uitați. Foarte mici, foarte mici. Nu știu ce o să fac cu acele astea așa mici de gămărie. Dar am să le păstrez. Am să le păstrez. Bun. Bun. Ce mai am aici, care nu le știu trebuințarea, dar o să mă
Mă informez. Eu știu să cos doar simplu la mașină. Am și bec, uitați că am bec, dar n-am cablu. Cablu nu am primit la această mașină, nu știu ce e asta. Dar e ceva foarte dur și aspru înăuntru. Nu știu dacă ar fi fost asta undeva la mașină, chiar nu-mi dau seama dacă aparține de această mașină. Opa, că m-ai găsit una de fier cu ață verde, da? Ața e bună. Ața e bună. Bun. Bun, aici mai am niște curele. Nasturi, un alt de croșetat, astea nu știu exact ce sunt, mai am de trasat linii pe material, asta e foarte bună, puteam să verific și pe asta cum cose mașina, cred că pe asta am verificat eu data trecută. Asta mi-a prins un pic atunci, dar acum dacă am uns mașina, o mers ca unsa, vorba aia. Bun, deci am și câteva accesorii și îi ce trebuie. Când o să mă apuc să lucrez la ea, o să-mi aranjez aici bine tot ce am nevoie. Bun. Să mă apuc să mi le și adun de aici. Cam asta am vrut să vă arăt. Și vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Cineva mi-a pus o întrebare în legătură cu mașina aceasta de cusut, dar nu mai știu exact ce, deci nu mai știu. Ar putea să revină cu cum să o ung. Eu așa am uns, sunt niște găurele acolo la care oarecum îți arată unde trebuie să ungi mașina de cusut. Este foarte simplă această mașină de cusut. Mie mi se pare foarte simplă. Totul e fier, deci nu-i nimica plastic aici. Deci merge super, super bine merge. Nu pot să comentez nimic, doar că nu e întreținută pentru că nu a fost folosită de foarte mult timp și oarecum l-a mâncat un pic praful. Sunt aceste zgârieturi pe ea pentru că mătușa mea ținea un material aici. Ați văzut chiar la începutul filmulețului în care își punea ace ca să aibă la îndemână. Mi se pare uzura asta normală. În rest, e super, super și merge foarte bine. Coasă și piele și coasă orice. Nu trebuie curent, nu trebuie putere. Merge totul la pedale și merge foarte bine. Bun, să și adun aici și să pregătesc mâncărica pentru amiaz, care va fi o supă de găluște și tăiței cu brânză. Bun, avem și ulei de mașină specială, care am să o las exact aici în sertar, ca să știu de unde să o iau. Bun, vă doresc o seară binecuvântată și minunată. La revedere!